Eu când o să fiu mare vreau să devin militar. Coregrafă de dans modern. Preot. Procuror. Eu când voi fi mare vreau să fiu avocat. Întotdeauna vreau să învăț mai mult, să fiu mai bună, mai bună, mai bună decât colegii mei. Iosif s-a hotărât să meargă la școală. În ciuda faptului că mama lui câteodată nu-l mai lăsa la școală și nu înțelegea de ce trebuie să meargă în fiecare zi la școală, el, într-una din zile, s-a dus la școală chiar cu pantofi cu toc, numai să ajungă la școală. Mama îmi tot spunea, dacă nu vezi bine, o să ajungi la cărămidă. Și cumva amenințarea asta suna că nu o să fie nimic bine cu viitorul meu. Părinții mei au făcut absolut tot să, ca eu să ajung aici. Greutățile de la liceu au fost mult mai mari, ținând cont de faptul că aveam 4 frați pe care eu trebuia să-i cresc. Noi eram singuri, eu cu încă 5 persoane, care coboram din tramvai, să zic așa. Știam clar că dacă mă las de școală, dacă nu continui studiile, voi fi și mai jos. Într-adevăr, n-a fost ușor pentru mine și poate nici pentru ceilalți nu este ușor. Dar cred că există, trebuie să existe în fiecare notă aia nebună de optimism. Și atunci, din cauza aceasta, am luptat. Tu ce vrei să te faci când vei fi mare?